Aș vrea, dacă sunteți de acord cu mine, să ne încălzim puțin și să strigăm cu toții într-un glas: hai la focul lui Sumedru! 1, 2, 3 și... hai la focul lui Sumedru! În sufletele noastre de aici, să mai creștem un pic temperatura. Haideți încă o dată. 1, 2, 3 și... hai la focul lui Sumedru! Focul lui Sumedru sau focul de Sumedru este o tradiție românească veche de 2000 de ani. În fiecare an, în noaptea de 25 spre 26 octombrie, înaintea sărbătorii de Sfântul Dumitru, apărătorul păstorilor, se aprind focuri și oamenii se adună în jurul acestora. Obiceiul se mai păstrează în ziua de azi în unele sate, dar și la orașe, iar sărbătoarea este asociată cu sosirea frigului și a iernii. Pe cel mai înalt deal din Mățău și pe platoul din cartierul Grui se vor organiza astfel de focuri, unde sunt așteptați să vină atât mușceleni cât și oaspeți din toată țara. Atât la focul de pe dealul Chilii, cât și la cel de pe platoul Grui, copiii ansamblurilor din Mușcel vor susține un program artistic.